seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. A fost scandal astăzi la Cojușna, unde mai mulți săteni se plâng că primarul nu le permite să instaleze o cruce pentru care au plătit deja. Două femei au murit azoară la Călărași într-un grav accident. A fost rănită și fiica de 6 ani a șoferiței, iar poliția susține că viteza prea mare a fost motivul. Aproape 2 zile a curs apa într-un parc din sectorul Râșcan, când au venit muncitorii de la Apa Canal să intervină. O țeavă veche s-ar fi spart. S-au sfințit astăzi în bisericile din țară, iar deliciul zilei au fost castraveții cu miere. E Sfântul Ilie, prilej de sărbătoare și pentru cei care poartă acest nume. A fost scandal astăzi la Cojușna. Mai mulți localnici sunt nemulțumiți că primarul nu le permite să instaleze un crucifix la o răscruce din sat. Acestea susțin că au strâns 15.000 de lei ca să cumpere răstignirea, iar când s-au apucat de instalat, primarul a vorbit urât cu ei și le-ar fi spus că nu va permite asta niciodată. Deși e duminică seara, primarul ne-a spus că are o ședință când i-am solicitat un interviu. O răstignire pentru la Dumnezeu pus, ca să o punem aici, să fie frumos pentru lume. Eu nu știu, cât ați fi la putere, ați spun bețărașul, n-ați vă dau voi. Supărați foc și obosiți să se mai roage la autoritățile locale să le permită instalarea crucifixului, localnicii care au donat pentru cumpărarea acestuia s-au adunat la poarta primarului să-i ceară socoteală. Nu vrea să iasă. El a văzut că sunte și navat și-o șterță din cap. Primarul însă nu mai era acasă. Sătenii spun că a plecat pentru că știa că se vor aduna. Eu nu înțeleg din ce cauză domnul Igor nu ne permite să pui răstignire aici. Lasă să apropie din noi toți să ne spui pricina care nu dă voi să punem răstignire aici. El a zis că eu nu cred în cruce și nu cred în Dumnezeu și luați voi. Noi te-am ales pe tine primar. Pentru și tu faci atâta zarvă pentru o cruce. Ce fel de sânge ai tu în tine dacă tu nu crezi în Dumnezeu? Și lege tu ai dacă nu dai voie la răstignirea asta. Vera Mura a fost cea care a colectat banii de la săteni ca să fie cumpărată crucea, iar când au venit instalatorii, primarul i-a alungat. Oamenii și ei au început a vorbi brutal, că e de la Ionul Telenești din satul Mândrei și o să luați-vă druci și crucea și plecați de aici, puneți-o la voi în sat. Femeia susține că de 15 ani luptă ca la răscrucea din Mahalaua în care trăiește să fie instalat un crucifix, iar acum, când a reușit să-l cumpere, e nevoită să-l țină în ogradă. Uitați-vă, oameni buni, asta costă 15.000 de lei. La asta lucru sfânt, cum o zici preoții, să-l lasă în ogradă, eu să-l țin aici, o să-l pun acolo la răscrucea drumului, să meargă lumea, să închine și să zică, oameni buni, asta rămâne moștenirii. Rămâne din neam în neam. Alexandru Corja este consilier local. A fost pus întrebare la ședință, pentru care am susținut de a instala crucifixul, 3 consilieri doar am susținut. Motivul nu a fost explicat, deși și pentru și pur și simplu nu a fost votat, dar un lucru cert e că primarul are majoritatea în consiliu și părerea mea, cum zice el, așa dansează toți. Eu nu văd un lucru rău pentru a instala, fiindcă dacă oamenii vor, de ce să nu pună? El dacă crede, nu crede în Dumnezeu, dar oricum eu cred că este un pus o răscruce, este foarte bine, un lucru pozitiv. Deși Igor Crăciun nu e de mult timp primar, localnicii spun că multe nereguli se întâmplă la primărie. Se dă un sac legat, valiută la gură, el vinde tot satul cu tot populația. El e numai pentru dânsul, el pentru norod nu-i. El are 7 luni de zile când a intrat în primărie, de-a mea îl face muzeu în casă. Pe acui spate, pe banii bugetului care o dat să facă în sat, să ajute bătrânii și la 4 bolnavi în audiopastilă. Așa ceva nu a fost, cu siguranță. Eu încerc scuze, eu intru într-o ședință. Ulterior, dacă puteți reveni, discutăm. Dar ce fel de ședință duminică seara? Este ședință, nu contează. Este o ședință la care sunt invitat. Și respectiv, vă spun, am ies din ședință și discutăm. Revoltați, oamenii au început să strângă semnături și spun că se vor adresa conducerii raionale, iar dacă nu se va decide nimic, vor merge în judecată.
Ieri cascada azi chiar lac, timp de mai bine de 24 de ore a curs apa pe scările unui parc din capitală până s-au apucat muncitorii de săpat. Oamenii dau vina pe țevile vechi și spun că deseori se întâmplă astfel de cazuri în sectorul Râșcani. Responsabilii de la Apa Canal nu ne-au răspuns la întrebări și au fost foarte succinți. Așa curge apa deja de două zile pe scările unui parc din sectorul Râșcani al capitalei. Ba mai mult, apa murdară și plină de noroi era dusă în lacul de alături. Trecătorii au fost nevoiți să înconjoare sau să își murdărească încălțămintea de noroi. Ieri, toată ziua, apa a curs, iar muncitorii s-au apucat de treaba abia seara târziu, ne-a spus unul dintre trecătorii care locuiește în apropiere. Nu normal, pentru că este și să вчерашнего утра было. Может, просто техника была занята. Ну, естественно, что утечка воды это тоже ничего хорошего. Nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de cazuri. De vină ar fi țevile vechi, susțin unii. Scările nu s-ar trebui să fie frumos, așa ca lumea să nu se încheie deși când scoboară. Нужно реагировать просто побыстрее, конечно, потому что же расход воды, естественно, идет, к сожалению, не только здесь, вообще по городу. Muncitorii ne-au spus că nu cunosc care e problema și că posibil s-ar fi spart o țeavă. Nici responsabilii de la Apa Canal nu prea au vrut să discute cu noi. Luni, ați fi comunicat de presă și toată informația să o aveți luni, mâine adică. O zi bună să aveți. Dar astăzi de ce nu e posibil? Astăzi, platforma de a publicat un document în care se arată că anul trecut pierderile de apă au constituit 53% din volumul apei furnizate consumatorilor. Asta ar însemna că locuitorii capitalei au pierdut peste 250 de milioane de lei. Nu am reușit să obținem o reacție la aceste declarații. Deci sunt cam secate de secetă, atât de vizitate că anul acesta n-au fost de mult cascadele de la Țipova sau Saharna. Sute de oameni bat cărările de acolo în fiecare weekend. Facem o excursie în locurile pitorești ale țării în câteva minute la știri. Două femei au murit în urma unui accident cumplit, iar o fetiță de 6 ani a fost transportată la spital. Mașina s-a izbit violent într-un copac de pe marginea drumului din apropierea satului Vâlcineț Călăraș. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară. Femeia în vârstă de 45 de ani, care se afla la volanul automobilului, avea viteză excesivă, iar la intrarea în curbă a pierdut controlul volanului. A murit pe loc și pasagera în vârstă de 70 de ani. Copila, care este fiica șoferiței, a fost transportată la spital având leziuni ușoare. Poliția investigează cazul. S-au simțit fructele astăzi în biserici pentru că tradiția spune că de Sfântul Ilie nu se muncește nici pe afară, nici prin casă. Credincioșii și-au umplut gențile cu fructe și dulciuri astăzi și au mers la slujbă. După ce preotul a stropit bunătățile cu apă sfântă, oamenii au început să-și dea de pomană unul altuia, iar apoi tradițional s-au așezat să mănânce castraveți cu miere. Măști de protecție și păstrând distanța între ei. Așa i-am găsit astăzi pe mai mulți creștini din Sângera care de Sfântul Ilie au lăsat toate treburile casnice și au mers la biserică. Toată lumea a ținut cont de sărbătoarea de astăzi, așa că mesele din biserică au fost umplute cu mere, pere, prune, dar și alte bunătăți care așteptau să fie sfințite, așa cum spune tradiția. Sfințesc mierele, perii, presadele sfințesc. Azi. Trebuie să ne rugăm Marelui Proroc, fiindcă când ne arde arșița și săcita și roade nu se fac și nimic nu iese. Mădușa Elena susține că încă de când era copil venea mereu de această sărbătoare la biserică împreună cu părinții. Mama așa ne spunea, nou mai ales la fete. Nu, 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 Doamne ferește să nu mâncați miere până la sfințirea la Sfântul Ilie, că e un mare păcat. Ilie Ursu își sărbătorește și ziua de naștere astăzi, nu doar onomastica, e sărbătoare de suflet, ne-a spus el. Vin copiii, vin nepoții, vin rudele care mai pot, mai au timp și un pahar de vorbă, vorbă de pâine.
cuvânt bun. Bărbatul susține că își așteaptă oaspeții mai spre seară, cu toate că recunoaște că anul acesta nu va sărbători ca în ceilalți ani, pentru că e pandemie. După ce s-a încheiat slujba, preotul a sfințit tot ce au întins enoriașii pe mesele din biserică, iar aceștia s-au împărțit între ei. A Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecilor. Apoi au ieșit afară și au gustat toți castraveți cu miere. Da, vai, da. Suntem și gustare. Măi, ce gustos! Dimineața la televizor spunea că 130 de lei s-a scumpit mierea. Da, nu știu că mierea. După slujbă am mers la familia Beregoi acasă. Toată lumea, de la mic la mare, s-a mobilizat la aranjat masa. Cineva a strâns castraveții din mica seră pe care au amenajat-o lângă casă, iar altcineva a cules piersicele. Iar între timp, o rudă a venit cu mierea proaspăt scoasă din stup. Spune că e prima de anul acesta. Soțul meu este amator de miere și are câteva stupuri și astăzi se scoate miere, este așa o tradiție prin popor, adică se merge în o specie cu miere și oamenii servesc mierea cu țuică sau cu castraveți. După ce au pus principalele bucate pe masă astăzi, oamenii și-au făcut loc în jurul ei. Nu suntem toți, soțul lipsește, dar neapărat cestim și un pahar pentru sănătatea lui. Am mai auzit că de Sfântul Ilie de fapt nu se mănâncă miere, ca să nu fie grindene, ploaie cu grindene atât de mare ca mierele. Dar, mă rog, noi mâncăm miere. În ziua de Sfântul Ilie, doar bărbații merg și scot mierea din stup, îmbrăcat în haine de sărbătoare. Nichita are 9 ani și el știe multe despre Sfântul Ilie. A fost un aducător de ploaie. Când era seceră, oamenii se rugau să dea ploaie. De unde știi atâtea despre Sfântul Ilie? Cine te-a învățat? Am citit. Oamenii au închinat câte un pahar de vin, iar sărbătoarea va fi mai spre seară, când se vor aduna toate rudele, ne-au spus ei. Sfântul Mare Proroc Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor. În tradiția populară se crede că atunci când tună și fulgeră, Ilie de fapt traversează cerul cu căruța lui de foc. Deși de ieri nu mai este obligatorie aflarea în carantină la intrarea în Ucraina, având un test negativ, în realitate nu se întâmplă chiar așa. Cel puțin asta spun unii șoferi de microbuz care merg spre Ucraina. Oricum, nici călători nu sunt foarte mulți, chiar și fără autoizolare. Acest microbuz de pe ruta Chișinău-Odessa a plecat doar cu 4 pasageri. Deși de ieri, cei care nu vor să stea în carantină 14 zile trebuie să prezinte la frontieră testul COVID negativ, oamenii nu se prea grăbesc să plece în țara vecină. O spun șoferii care se mai plâng pe venituri mici în această perioadă. Un călător, 2-3, la ziua de astăzi, 4. Nu cred că e problema în carantină, dar nu sunt informați și își trebuie să aibă la dânsă în timpul de trecerea frontierei. Asigurarea, obligatoriu, telefon cu număr ucrainesc și localitatea, unde adresa concretă, unde ei trebuie să afle. Natalia spune că pleacă des în Ucraina. De când a început pandemia, însă s-a instaurat și frica, așa că abia acum și-a luat biletul. Nu a reușit să facă testul în laboratoarele din Moldova, care este și foarte scump, susține femeia. Potrivit ambasadei Republicii Moldova în Ucraina, oamenii care vor să evite autoizolarea trebuie să prezinte testul negativ, făcut cel târziu cu 48 de ore înainte. Concomitent, testul poate fi făcut și în laboratoarele medicale de pe teritoriul Ucrainei, în decurs de 48 de ore de la traversarea hotarului. Там или в карантине, или возьму лабораторный это самый анализ уже на Украине. На границе можно взять симку украинскую и будут мониторить тебя. Мы будем по обстановке уже, как что скажут, так и будем делать. Шоферii susțin însă că de la zis până la făcut e mult și că regular intră în vigoare mai târziu. Nu e real. Când ajungi la frontieră, nu e așa, cum spune la televizor. Ei spun
chiar dacă se întâmplă, se întâmplă după o săptămână, după două. Nici responsabilii de la Ambasada Ucrainei la Chișinău și nici Serviciul de Presă de la Ministerul de Externe nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. Autoritățile ucrainene au extins perioada de carantină până la 31 august. Totodată, cetățenii moldoveni nu pot călători în Italia, Portugalia și România. Excepție este tranzitarea României spre Bulgaria. Obligatoriu, la trecerea frontierei române trebuie prezentate documente confirmative. Iar odată ajunși la granița cu Bulgaria, trebuie să fie prezentat și testul la COVID-19. Frontiera Turciei la fel este deschisă pentru călători. Zborurile dintre Republica Moldova și Turcia au fost reluate începând cu data de 1 iulie. Alte interdicții impuse se mențin pe teritoriul Austriei, Belgiei, Cehiei, Franței, Germaniei, Greciei, Federației Ruse și a Spaniei este posibilă intrarea doar cu cetățenie sau cu permis de ședere. Încheiem săptămâna cu 249 de cazuri noi de coronavirus, un număr destul de mare pentru weekend. Mai multe cifre ne oferă colega noastră Loreta Lisnic. Loreta, bună seara! Bună seara, Tatiana! Bună seara tuturor! Astăzi înregistrăm 249 de noi infectări cu coronavirus. Cifra este cu 43 mai mare decât duminica trecută. Rezultatul vine din cele 1013 probe prelevate astăzi. Și de această dată, în capitală, avem cele mai multe cazuri noi de îmbolnăvire, urmați de cei din Sângerei, unde sunt 13, dar și Soroca și Edineți cu 11. Și un caz de import astăzi înregistrăm, este vorba despre o persoană întoarsă din Statele Unite. Totodată astăzi și în sistemul medical avem infectați, este vorba de 7 medici, asistenți medicali și personal auxiliar din spitale. În același timp, potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății, 425 de pacienți sunt în stare gravă, iar 40 dintre aceștia sunt conectați la respirație artificială. Din cei în stare critică, astăzi 3 s-au stins. Și dacă 249 s-au infectat, alți 245 s-au vindecat astăzi, fiind externați din spital. Acestea au fost informațiile. Tatiana? Loreta, îți mulțumesc! Dacă tu sunt nevoit să rămână acasă, ai noștri explorează din ce în ce mai mult meleagurile natale. În această perioadă, unul dintre cele mai vizitate locuri de la noi este Țipova, un sat cu mănăstiri, cascade și priveliști răpitoare. Așa au ales să-și petreacă duminica destul de mulți moldoveni. Oamenii spun că sunt și la noi locuri de admirat. Carantina asta cred că toată lumea a observat. Noi avem locuri frumoase. Așa că te-ți la zi aici, dacă vor. Într-adevăr, e ghinie. Savurăm ceea ce este în Republica Moldova. Și aici, adică locuri frumoase. Chiar dacă drumul până la cascade este unul destul de anevoios și pe alocuri chiar periculos, vizitatorii susțin că priveliștea merită efortul depus. Cum a fost drumul? A fost lung și cam complicat de la început, însă a meritat. A meritat văzând această frumusețe a Moldovei. Merită că mai scaz o leacă, că de cum la mine, leacă din kilograme mai scaz, mai respir cu aer curat. Cu toate că apa e cam rece, cei mai curajoși nu au ezitat să facă un duș. Foarte răcoros și o senzație după ce mergi prin soare, prin căldură, e foarte plăcut. E cam rece, dar e bine. Am încercat să mă băiesc, cam rece, dar te deprinzi, dar nota vă stoie. Iar acești tineri povestesc că Țipova este un loc cu multe tradiții. După tradiție spun o gheatră deasupra. După tradiție trebuie una mare și pe urmă fiecare persoană care vine spui mimetic și să primească așa ceva. Primesc cu dorință. Da, cam așa. Totuși, unii turiști au fost mai puțin impresionați de peisaj. Am fost ultima dată aici când eram prin clasa 4-a și era mult mai multă apă și mult mai lată cascadă. Să fie organizat, să poată lumea să orienteze unde și cum. Îmi pare rău. Nu discotecile și distracțiile, ci combaterea sărăciei și reducerea poluării mediului. Acestea sunt preocupările unui moldovean de 24 de ani, care a ajuns membru al grupului consultativ de tineret pe lângă secretarul general al ONU. Am trecut o selecție internă de vreo... de concurență era vreo 40 de persoane. Ce presupune această funcție, dar și întreaga povestea lui Vladislav, o vedem în jurnal.
Un tânăr din capitală susține că a devenit ținta unor escroci. Identitatea lui ar fi fost folosită pentru profiluri false care fac pariuri online. Astfel, mai multe persoane ar fi pierdut bani, iar victimele au venit să-l caute ca să-și recupereze sumele aruncate aiurea. Călin Copjila are 25 de ani și spune că a devenit victima unor escrocherii. Astfel, pe o rețea de socializare au fost create mai multe conturi false care i-au folosit pozele. Ulterior, cei care sunt în spatele profilurilor cereau o anumită sumă de bani de la oameni, spunând că o vor dubla și nu o mai întorc. Tânărul zice că a aflat despre acest lucru nu de mult, când câteva persoane care au căzut pradă escrocheriei au găsit profilul lui real și i-au cerut banii înapoi. O persoană mi-a comunicat că a fost din start o cerut sumă de 200 de lei pentru un pariu online. I s-a întors, într-adevăr i s-a întors 300 și ceva de lei înapoi, după care i s-a fost cerut 500, i-a fost întors înapoi 800 și ceva, dacă nu greșesc, și ultima dată i s-a cerut 3000 de lei. Și persoana dată a fost blocată. O victimă a acestor profiluri false a fost și un tânăr din capitală care a transferat 500 de lei. El ne-a dat o listă din cât se poate de mulți banii. El mi-a spus că dacă dai 500, adică scoți în jur la 4.000 de lei. De la 1.000 la 8.000 și tot așa, adică mai departe. După ce a transferat banii, băiatul a fost blocat, după care a și găsit profilul real al lui Călin Copjila. Atât timp cât vrei să transferi omului o sumă de bani, în primul rând, numărul de telefon, într-a doilea rând, este Viber, este WhatsApp, este Messenger, este chiar și același apel video în Instagram. Ai făcut un screen la ecran, ai văzut cu ce persoană discuți, ai văzut din start că ești dus în eroare, că pe Instagram sunt alte poze, când deschide video, e altă persoană. Concentrați să obțină bani cât mai ușor, oamenii care au căzut în plasă au fost ușor de păcălit. Totul părea destul de credibil? Păi da, acolo erau poze reale, era scris că facem bani în mulțime, totul este garantat. O să că după pagina cred că sunt om destul de serios și am zis că ok, de ce să nu încercăm? Călin spune că va depune o plângere la poliție și a decis să facă public acest caz pentru ca oamenii să fie mai atenți pe rețelele de socializare. Potrivit oamenilor legii pentru escrocherie, pedeapsa este de până la 3 ani de închisoare. Un tir încărcat cu materiale de construcții s-a răsturnat în această dimineață în apropiere de Ghidighici. Șoferul mașinii de mare tonaj a intrat într-o curbă unde a și pierdut controlul volanului. După cum spusele șoferului, venea cineva cu viteza asta și a vrut să sferească și s-a întâmplat și aici s-a întâmplat. Aici e Petriș și a fugit mașina la vale, dar normal trebuia să fie pus. Tirul va fi ridicat mâine de o macară. Astăzi proprietarii au încercat să facă acest lucru cu forțele proprii, dar nu au reușit. După ce camionul va fi evacuat, va fi estimat și prejudiciul. Nimeni nu a avut de suferit. Cei 7 copii ai soților Ștegărescu din Râsești Noi au un acoperiș deasupra capului despre care pot spune că este al lor. După reportajul Pro TV, mai mulți moldoveni stabiliți în SUA au adunat pentru ei peste 3.000 de dolari. Familia a primit produse alimentare, haine și din alte părți, pe care le împarte cu alți oameni nevoiași din sat. La nicio lună de când am spus povestea familiei Ștegărescu, am mers din nou în vizită la Râseștii Noi. La poartă ne-a întâmpinat Victor, de această dată mai plin de forțe. Acum am făcut cunoștință și cu mezina familiei, întrucât dorința Ioanei de a-și vedea mama și surioara sănătoase acasă s-a împlinit. Pe cine avem aici? Anișoara. Fetița noastră și amică, pe tata de 8 o să aibă o lună. Deodată m-am uitat la fată să văd cu cine seamănă. Și cu cine seamănă? Cu mama. După reportajul de la Pro TV, soții au fost contactați de 10 de moldoveni. Oamenii le-au oferit sprijin moral, de care aveau mare nevoie, dar și financiar. Ne-au ajutat și cu rublele, și cu haine, și cu mâncare. Sunt oameni buni și la inimă care vreau să le mulțumesc. Vestea cea mare vine însă de la mii de kilometri. Ion Lozovanu este un moldovean stabilit în SUA, care a pornit o strângere de fonduri pentru familie. Am văzut reportajul pe Pro TV. Așa cazuri nu poate să nu te sensibilizeze. Am postat pe un grup pe Facebook și am întrebat băieții, hai, cine vrea să ajute? E cazul, la părerea mea, e greu, deci cu ce putem? Timp de 2 săptămâni, pentru voi s-au adunat 3.500 de dolari. Sunt lacrimi de fericire. Suntem mulțumiți, dar tare, nici nu avem cuvinte. O să avem în sfârșit casa noastră și o să
Nu să ne mai facem probleme cu asta. Moldoveanul a avut și un mesaj pentru familia numeroasă. Le-aș spune doar un singur lucru, să aibă grijă de copii și atât. Cred că asta e cel mai important. Mulțumesc, domnul Ion! Vă mulțumim din suflet! Banii sunt aproape toată suma de care aveau nevoie să plătească pentru casa luată în rate. Ar fi fost în stare să-i adune timp de cel puțin 3 ani. Acum povara li s-a luat de pe umeri. Din ce au primit, Victor a împărțit cu altă familie din sat, aflată într-o situație la fel de delicată. Am grămădit din ce au adus lumea și m-am ajutat, adică și am făcut șorul corop. Haine, mâncare? Mâncare, le-am mai dat 500 de lei. Iar între timp, bărbatul a dus în ogradă mai multe materiale de construcție cu care vrea să renoveze casa veche din lut. Soții Segărescu au 7 copii. Deși capul familiei muncește cum poate ca să întrețină pe cei 8 membri, intervenția chirurgicală de hernie suferită recent i-a dat planurile peste cap. Întrucât soția acestuia suferă de diabet zaharat, cei doi ajunseseră într-un punct al disperării. Uitând de măsurile de protecție și de numărul îngrijorător de bolnavi, mii de oameni au ieșit să protesteze pe străzile din Bulgaria, Israel și Germania. Polițiștii au intervenit, dar asta nu i-a oprit pe manifestanți. În Bulgaria, traficul a fost blocat pe câteva ore pe una dintre artere. Înfuriați, protestatarii bulgari au blocat autostrada ce leagă capitala Sofia de punctul de trecere a graniței spre Grecia. Traficul a fost blocat și în centrul Sofiei, unde manifestanții au instalat tabere în mijlocul străzii. Oamenii legii au intervenit, însă asta nu i-a oprit pe protestatari. Aceștia dau asigurări că nu vor pleca până nu demisionează prim-ministrul Boyko Borisov și procurorul general, pe care îi acuză că servesc intereselor oligarhilor, nu pe cele ale cetățenilor. Protestele au început în urmă cu aproximativ o lună după ce a fost lansat un videoclip în care se vedea cum un politician de opoziție este scos de polițiști de pe o plajă publică, folosită ca proprietate privată de Ahmed Dogan, un influent și controversat om de afaceri, miliardar și om politic. Mii de israelieni au protestat în mai multe orașe cerând demisia premierului acuzat de corupție și de proastă gestionare a pandemiei de coronavirus și a crizei economice generate de aceasta. Circa 12 protestatari au fost arestați. Israelul se confruntă cu un al doilea val de contaminări, iar rata șomajului a depășit 20% în ultimele luni. Nemulțumiți de cum este gestionată perioada pandemică, în stradă au ieșit peste 20.000 de germani, transmite presa locală. Nu mai vor nici măști, nici restricții. În urma altercațiilor, 18 polițiști au fost răniți după ce au încercat să disperseze mulțimea la protestul la care nu s-a respectat nicio normă de siguranță. Weg mit den Gesetzen, die uns einengen, weg mit der Maske, die uns zu Sklaven macht. Numărul infectărilor din Germania a crescut îngrijorător. Specialiștii afirmă că este din cauza neglijenței oamenilor. Având niște preocupări deloc caracteristice, majorității tinerilor a plecat din țară la 18 ani, iar recent a devenit membru al primului în istorie grup consultativ de tineret pe schimbări climatice, pe lângă secretarul general al ONU. Este vorba despre Vladislav Caim, un tânăr de 24 de ani din Chișinău, care după școală a plecat în străinătate. A fost foarte activ mereu și interesat de rezolvarea unor probleme globale, ceea ce l-a și adus în această funcție. Nu sunt în Moldova din anul 2014, din luna august, atunci când am început studiile mele de bacalaureat la Universitatea de Stat de Relații Internaționale în Moscova. Și în 2019 eu mi-am început studiile de master în economie internațională la Universitatea din Lund, în Suedia. Chiar din primul an de studii, având 18 ani, împreună cu alți colegi la fel de perseverenți, s-au implicat în proiecte care aveau ca obiectiv reducerea sărăciei în diferite regiuni ale lumii. Aceștia sensibilizau tinerii având scopuri bine definite de obiectivele ONU, de exemplu de a obține educația universală primară, de a promova egalitatea dintre sexe și drepturile femeii, de a reduce mortalitatea copiilor, de a combate HIV-SIDA, malaria și alte boli, să
asigure stabilitatea mediului înconjurător și de a crea un parteneriat global pentru dezvoltare. M-am implicat în lucrările grupului major pentru copii și tineret în cadrul ONU. În speță am lucrat asupra obiectivului de dezvoltare durabilă numărul 8, creștere economică și joburi. După care am fost invitat să fac parte din YANGO. YANGO este reprezentanța oficială a tineretului pe lângă Convenția Cadru a ONU pentru combaterea schimbărilor climatice. Apoi a fost delegat în calitate de candidat pentru a face parte din grupul consultativ de tineret pe lângă secretarul general pe problemele schimbării climatice a ONU. Concurența era vreo 40 de persoane. Au fost selectate 3, după care decizia finală asupra componenții grupului i-a revenit personal excelenței sale Antonio Guterres și am fost onorat să fiu selectat. Recunoaște că, deși a tins mereu spre atingerea de noi culmele succesului, acest lucru l-a surprins și i-a trezit un mix de emoții, bucurie, mândrie, dar și responsabilitate. În proceselor internaționale, în domeniul schimbărilor climatice, vocea Europei de Est de obicei nu era tocmai cea mai auzită. Și această posibilitate este o șansă, cred eu, acordată de către secretarul general, nu doar mie personal, dar și tineretului din țara noastră, din regiunea noastră ca atare, de a se manifesta. În continuare, Vladislav își propune să lucreze la proiecte pentru dezvoltare economică cu implicarea oamenilor, dar să reducă cât mai mult degradarea mediului. Acesta își dorește ca tinerii de la noi să se implice și să contribuie la crearea locurilor de muncă durabile, dar care să afecteze cât mai puțin mediul. El îndeamnă tinerii să fie perseverenți, pentru că drumul spre succes este deschis tuturor. Acest drum este important să fie început cu pașii mici, cu implicarea la nivel local, mai crescândă, și trebuie să înțelegem că în această sferă multe lucruri pot merge nu așa cum vă doriți, dar asta nu este un pretext pentru a le abandona. Un berar din Germania și-a oprit producția dintr-un motiv curios. Pe hornul berăriei sale și-a făcut cuib o familie de berze. Antreprenorul nu vrea să alunge păsările, dar nici nu poate rămâne fără afacere. Ce soluție va fi găsită, vă spunem în continuare. Imunologul american Anthony Fauci are îndoieli în privința vaccinurilor anti-COVID-19 ale Rusiei și Chinei. Acesta și-a exprimat speranța că acestea vor fi testate la scară largă înainte de a fi administrate. Rusia a anunțat că în această lună ar putea începe producția unui vaccin, iar SUA speră că va obține unul până la sfârșitul anului, ca să nu fie nevoită să depindă de vaccinurile altor țări. I do hope that the Chinese and the Russians are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone. Because claims of having a vaccine ready to distribute before you do testing, I think, is problematic at best. Fauci susține că Statele Unite nu vor fi nevoite să depindă de vaccinurile altor țări. We feel cautiously optimistic that we will have a vaccine by the end of this year and as we go into 2021. So I don't think it's dreaming, Congresswoman, I believe it's a reality. Rusia a anunțat săptămâna aceasta că speră să înceapă producția industrială a primului vaccin anticovid în august, însă nu a făcut publice date științifice care să susțină siguranța și eficacitatea acestuia. Найбільша проблема в том, что данная вакцина имеет огромную коммерческую составляющую. Поэтому люди, которые делают заявления подобные, что мы уже закончили испытания вакцины на сегодняшний день, а я, к сожалению, такие
встречал, имеют в виду, что они закончили первую фазу испытания вакцин. А на самом деле самая громоздкая, самая сложная и самая большая по времени это, и по длительности – это вторая фаза, то есть основная испытание, когда проводится случай кейс-контрол. Trei vaccinuri dezvoltate în Statele Occidentale se află în ultima fază a studiului clinic pe oameni. Comisia Europeană a anunțat ieri că a încheiat discuțiile preliminare cu o companie farmaceutică pentru achiziționarea 300 de milioane de doze a unui potențial vaccin împotriva COVID-19. Între timp, bilanțul total al îmbolnăvirilor cu coronavirus a trecut astăzi de 18 milioane, în timp ce peste 690.000 de oameni au murit. Din cauza unei creșteri a contaminării cu noul coronavirus, Marea Britanie a decis să amâne cu cel puțin 2 săptămâni viitoarea faza ieșirii din izolare, ce urma să aibă loc astăzi prin redeschiderea cazinourilor, sălilor de spectacol, dar și a ceremoniilor de nuntă cu până la 30 de invitați. I know that the steps that we're taking will be a real blow to many people. And I'm really, really sorry about that, but we simply cannot take the risk. Acești tineri din Manchester urmau să sărbătorească astăzi nunta în familie, însă au amânat tot pe ultima sută de metri. Devastating, to be honest, like few hours before each starts, you're getting told, oh no, you can't do anything. It's really upsetting. We did expect more. Australia a înregistrat și ea o creștere, iar în SUA a fost atins un nou record al îmbolnăvirilor din mai și până acum. În prima sa transmisie live pe Facebook, după ce a anunțat că s-a vindecat de coronavirus, președintele brazilian a declarat că se simte slăbit și că ar avea mucegai în plămâni. Sangue, né? Tava com um pouco de fraqueza ontem. Achar tá um pouco infecção também. Tu agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa. A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, tá vendo? Bolsonaro a stat aproape 20 de zile în semi-izolare după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19 la 7 iulie, iar ieri s-a aflat că și soția sa a fost testată pozitiv. Brazilia este a doua cea mai afectată țară de COVID-19 după Statele Unite. Însă Bolsonaro a minimalizat virusul luni de zile și a apărea des în public și la adunări, fără să poarte mască de protecție, iar uneori își îmbrățișa susținătorii. Sute de mii de copii ar putea muri în acest an din cauza recesiunii economice provocate de pandemia de coronavirus. Alte zeci de milioane ar putea cădea în sărăcie extremă ca urmare a crizei, avertizează Organizația Națiunilor Unite. Cea mai gravă situație este în Africa, Orientul Mijlociu și Asia. Acest băiețel pe nume Hassan din Yemen, la 9 ani cântărește doar 10 kg. Organismul său este slăbit din cauza foamei. În asemenea situație sunt sute de mii de copii din Yemen. Salwa are 5 ani și cântărește tot atât. Din cauza malnutriției de care suferă de la 2 luni, a făcut atrofie cerebrală. Cele mai multe persoane care suferă de foamete sunt în Asia, dar numărul acestora crește rapid în Africa. We could be facing multiple famines of biblical proportions within a short few months. Numărul copiilor care vor suferi de foame va crește cu 6,6 milioane în acest an, anul trecut fiind de 47 de milioane. Nu on s'attend à ce que le nombre de nos malnutris soit multiplié par 2 ou 3, voire 5. Autour de mois de novembre, décembre, où c'est le record normalement, mais qui n'a pas semé ne peut pas récolter. Asia are cel mai mare număr de oameni subnutriți, aproximativ 381 de milioane, iar Africa are cel mai mare procent din populația. Aproape 20% dintre cei care locuiesc pe continent sunt subnutriți. Sale guzașta, ma beștar az 20 măriz, si ato cel măriz ham mi doște. Cun bazană tu meșut că ma 20 bed dorim, că da 20 bed do măriz ato mi doștem namiș. 14 măriz dorim, va da zarfe 2 a 3 mai guzașta. Conform unor statistici publicate de Organizația Națiunilor Unite, la acest moment 690 de milioane de oameni suferă de foame, iar pandemia ar putea determina ca încă 130 de milioane de persoane să sufere de foamete cronică până la sfârșitul anului 2020. Sute de săteni din Rusia încearcă să țină piept unei invazii de cămile. Oamenii spun că sunt terorizați de prezența grupului mare de animale. Le rup gardurile, le distrug culturile agricole și au avariat până și conducta de gaz din regiune. Localnicii așteaptă o soluție de la autorități, dar acestea par depășite de situație.
O armată de cămile te întâmpină în regiunea Astrahan din Rusia. Rezidenții a trei sate spun că se tem să mai iasă din casă de frica acestor animale care fac prăpăd în calea lor. Вот они все на эту грушу, на эти цветы, на это все, и мы вечерами ночью гоняем их, встаем, караулим. Утром вот я иду на работу, я боюсь идти, они целые стаи здесь. А если у них вот, как говорят, гон вот этот, они могут и бежать за человеком. În total sunt 80 de cămile care au fost crescute de un localnic pensionar, dar acesta le-a dat drumul pentru că nu mai are forță să le îngrijească. Oamenii spun că animalele au devenit agresive. În ultimele luni au fost depuse mai multe plângeri împotriva crescătorului de cămile, care a și fost amendat de 6 ori. Situația însă nu s-a schimbat. Bărbatul spune că nu își mai asumă nicio responsabilitate față de animale, dar nici nu vrea să le trimite la o grădină zoologică. A vă посмотрите, какая толщина металла. Это же бирюлька. Надо же правильно еще сделать этот забор. Cămilele cântăresc sute de kilograme. Pentru ele un astfel de gard este o nimica toată. Localnicii spun că așteaptă un voluntar să vină și să le ia de pe cap toate cămilele. Au apelat la autoritățile locale cerându-le ajutor, dar acestea nu au găsit încă o soluție. Așa că bătălia dintre săteni și efectivul de cămile a intrat în a patra lună. S-au luat la pumn pe o plajă de la periferia Parisului. 200 de oameni s-au călcat în picioare până când poliția a intervenit cu gaze lacrimogene. Conflictul a izbucnit între două grupuri de tineri după dispariția unui telefon mobil. Tinerii au început să se împingă și să deranjeze familiile venite acolo. Inițial, angajații parcului au încercat să restabilească liniștea, dar s-au trezit în mijlocul încăierării, așa că a fost nevoie de poliție. Oamenii legii au folosit gaze lacrimogene. Nici o persoană nu a fost rănită. O familie de berze a oprit producerea berii la o fabrică din Germania, asta după ce cocostârcii și-au făcut cuib direct pe hornul cuptorului principal. Proprietarul berăriei se bucură de berze deoarece crede că aduc noroc, însă afacerea îi aduce bani și nu poate sta pe loc. Zeci de familii de berze vin în fiecare an în orășelul bavarez Alfeld. În acest an, una dintre ele s-a oprit la berăria Zwanger. Diese Zone Storch sind bei unsere Störche sind bei uns allgemein recht heimisch Störchen gesiedelt. Wir haben 35 Nester jetzt mittlerweile und ja, haben letztes Jahr schon eins gehabt und die Jungvögel, wenn die wieder zurückkommen, dann bleiben die im Endeffekt. Și dacă anul trecut berzele și-au făcut cuib pe acoperișul berăriei, în acest an s-au instalat chiar pe hornul cuptorului principal. Proprietarul spune că a vrut să mute cuibul imediat ce ar fi fost gata, dar s-a început carantina, după care au apărut puii, iar acum are nevoie de ajutor specializat. Îi place să admire păsările, dar i s-a terminat stocul de bere și vrea să se apuce de treabă. Dann hocken wir ins Nest drauf und dann können wir übernächste Woche wieder brauen, aber es dauert ja 5-6 Wochen, bis das Bier wirklich wieder trinkbar ist, trinkreif ist. Von dem her, wie gesagt, Mitte, Ende September, wo es dann das Bier gibt. Und dazwischen haben wir halt irgendwo mal eine kurze Phase, wo wir halt dann einmal ja, auf andere Spiele zurückgreifen müssen. Proprietarul speră că în următoarele zile va elibera hornul, berea va curge râuri, iar berzele își vor crește puii în siguranță. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Victime Colaterale. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă și o săptămână reușită să aveți!